Ieri seară, în grădina de vară Geosa Izescu a Palatului Culturii Teodor Costescu, s-au întâlnit membrii cenaclului literar Hiperion, condus de scriitorul Florian Copcea, alături de alți iubitori ai literaturii. În cadrul acestei întâlniri au avut loc lansări de carte și revistă, alături de o expoziție de pictură. Luni seara, în grădina de vară Geosa Izescu a Palatului Culturii Teodor Costescu, au avut loc lansările cărților Dunărișul de Titu Dinuț, Dragoste în umbra morții, de Dumitru Drinceanu, dar și numărul 7 al revistei de literatură, artă, cultură și dialog european Hiperion. Încercăm să aducem în viața oamenilor seara puțină muzică, puțină destindere, puțină credere și speranță. De aceea, Palatul Culturii, miercuri aceasta și sperăm noi în fiecare miercuri, va organiza în grădina de vară spațiu propice unor astfel de manifestări, cafe-concert, muzică instrumentală, spectacole susținute de Orchestra Palatului Culturii Teodor Costescu, lăutarii mei dințului, care au și aceste abilități extraordinare, orchestră condusă de maestru dirijor Nicolae Brăghia. Deci în fiecare miercuri seara noi încercăm să aducem în grădina de vară astfel de spectacole. Sperăm noi că vor fi bine primite de publicul severinean. Elementele continuă în cadrul programului Severinul Estival, evenimente de excepție în aer liber care vor destinde atmosfera. De asemenea, ne continuăm spectacolele de vineri seara și în această vineri avem un concert de muzică mexicană, astfel încât, iată, de două ori pe săptămână încercăm să destindem puțin atmosfera dintre noi, să ne amintim de vremurile de normalitate încrezătoare și cu adevărat estivală. Îi așteptăm pe toți cei care iubesc muzica și, în general, frumosul, să vină în grădina de vară. Avem și ateliere pentru copii și vom avea și în această vară. Vom avea și o săptămână întreagă de film românesc. Încercăm să facem din această vară o vară a tuturor, să rămânem uniți de dragostea pentru frumos, pentru muzică și să fim în continuare animați de încredere unii în alții, în ciuda, neapărat în ciuda, luând în calcul și normele care ne limitează oarecum apropierea umană. Peste aceste lucruri, încercăm să trecem, având încredere unii în alții și fiind uniți în speranță.